Pentru următoarele minute aș dori să poposim împreună abordând o temă și un subiect care Domnul mi l-a pus pe inimă în baza textului care îl avem în calendar. Când am deschis calendarul și am zis ce avem pentru seara aceasta și am găsit Psalmul 139, primele 18 versete, am zis a fost imposibil pentru frații care au lucrat la programul acesta anul trecut să știe că acest text se potrivește 100% cu contextul în care biserica noastră și contextul experiențelor prin care am trecut. Asta e o potrivire făcută de Duhul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, sunt convins că vrei să ne vorbești ceva de aici. E adevărat că acest capitol reprezintă subiectul a 10 predici. Poți să abordezi acest capitol, să ai un verset pe rând, două versete și din fiecare să scoți câte o predică. Am zis, nu asta e important. Important e, Doamne, ce ai vrea Tu să ne înveți? Ce ai vrea Tu să ne împărtășești? Care e mesajul care vrei să ne-l transmiți de aici? Pentru poporul Domnului, pentru cei răscumpărați din Valea Fericirii. Și am intitulat mesajul din seara aceasta, Chemare la frică de Domnul. Chemare la frică de Domnul. Noi trăim într-o vreme în care lipsește frica de Domnul. Și cei mai în vârstă își dau seama cel mai bine de lucrul acesta. Este puțină frică de Domnul și puțin respect și puțină reverență. În momente de criză, Dumnezeu parcă își mai face loc în inimile oamenilor și oamenii se cutremură puțin. Lipsa acestei frici de Dumnezeu se datorează faptului că oamenii nu mai cred. Oamenii nu mai cred. Nu că nu mai cred nimic, că cred toate nebuniile, dar nu cred în Dumnezeu cu adevărat. Nu mai cred în Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când crezi în Dumnezeu, 100% crezi în Dumnezeu, când ești convins de puterea și prezența lui Dumnezeu și când te-ai întâlnit cu Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, e imposibil să nu fii urmărit de acea frică și teamă sfântă de Domnul. David ne-l prezintă aici pe Dumnezeu și câteva atribute ale lui, câteva calități ale lui Dumnezeu. Acestea, dacă le analizăm, dacă privim puțin cu atenție la ele, nu pot să nu-i inspire o frică și o teamă sfântă de Dumnezeu. Cum spuneam, în momente de criză, Dumnezeu vrea să vorbească oamenilor și atunci parcă sunt cele mai potrivite momente în care omul e mai serios cu viața lui, mai serios cu cei din jur, e o atmosferă de reverență mai deosebită în momente de suferință sau momente de doliu. Imaginați-vă, și nu trebuie să mergem departe, la priveg sau la înmormântare. Dar uitați-vă ce a făcut lumea și societatea până și cu aceste evenimente. Le-a transformat într-o petrecere. Tineri, ascultați-mă cu atenție, că asta e foarte important, asta e pentru voi. Viața nu-i o continuă petrecere, nu-i party and a little more party and some more party și iară numai distracție, și iară numai bucurie, și iară numai veselie. Dar viața, în mare parte, e o binecuvântare, e un har și presărate cu momente de veselie, de zâmbet, de bucurie. Așa a lăsat Dumnezeu să fie, dar din când în când Dumnezeu lasă necaz, lasă despărțire în familie. Asta pentru noi înseamnă doliu,
Înțeleptul spune că e mai bine să fii într-o casă de jale. Casă de jale, locul unde oamenii plâng, locul unde oamenii suferă, e locul unde pe oamenii îi doare. Dar noi în societatea actuală și generația voastră nu mai acceptă astfel de momente. Ori nu merg, nu participă. Dacă zici la un tânăr, hai măi la înmormântare, hai la priveg. A, nu, că nu-mi place, că acolo se plânge. Acolo lumea suferă, nu-mi place. Și atunci, ca să fie atrasă generația asta și la priveg, și la înmormântare, și la suferință, să face petrecere la priveg și la înmormântare. Nu-i mai spune priveg sau înmormântare sau jale sau durerea despărțirii. Îi spune celebrare a vieții. Ne aducem ca să facem o petrecere în cinstea vieții celui care a murit. Și am înțeles perspectiva aceasta. Hai să nu privim la lucrurile triste cu care ne confruntăm acum. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru binele care ne-a dat și pentru viața care ne-a dat-o. Am înțeles. Dar zilele de jale nu sunt zile de distracție. Și nu știu dacă ați văzut și știu că ați văzut și mai urmăriți pe YouTube și mai participați poate la anumite momente asemănătoare în societatea în care trăim. Oamenii se adună și la un priveg sau la o înmormântare, se adună și mai mulți oameni iau cuvântul și spun lucrurile funny despre viața celui care a murit. Și oamenii râd, își aduc aminte, zice, wow, ce nice, ce interesant. Și iar e o distracție, iar e o petrecere. Și atunci ce facem cu cuvântul care spune că mai bine să fii într-o casă de jale, că acolo se face inima mai bună? Un sfat pentru tineri și nu numai. Primul, participați la momente de jale. Participați. Doi, nu așteptați ca momentele de jale să fie clipe de petrecere. Celebrare, bucurie, veselie pentru ce a fost. Nu. Jalea e jale, durerea e durere. E durere și durerea trebuie împărtășită. Și Dumnezeu vrea ca să ne vorbească în momente de durere și altfel ne lăsăm sensibilizați. Acolo omul ascultă. Dacă e inima și mintea, acolo. Acum, haideți să ne oprim la modul în care îl prezintă David pe Dumnezeu. Este un Dumnezeu care știe totul. Așa îl prezintă în primele 6 versete. Dacă observați, 6 versete. Fiecare secțiune se ocupă de o anumită temă. Primele 6 versete ne arată și scot în evidență faptul că Dumnezeu știe totul. El ne cunoaște pe deplin. Tu mă cercetezi de aproape, mă cunoști, știi când stau jos, când mă scol, de departe îmi pătrunzi gândul, auzi, Dumnezeu cunoaște gândurile. Ți-ai imaginat cum ar arăta viața dacă pe frunte am avea un screen? Hai să vorbim iar în termenii ăștia, noi. Cum ar arăta viața dacă pe frunte am avea un screen pe care ar scrie gândurile care trec prin mintea noastră? Cum ar fi viața asta? Și cât de greu ne-ar fi să ieșim între oameni? Și cât de mult ar trebui să ne pocăim? Și să zicem, Doamne, Doamne, nu mă lăsa să gândesc ce nu trebuie. Dar știți ce s-ar întâmpla? Ar apărea moda cu baticul și cu baticul pus până aici, deasupra sprâncenelor. Și n-ar mai fi screen. Ar apărea moda asta. Ar veni turbanul, ar fi la modă. N-ai vedea screen la nimeni pe frunte, s-ar acoperi. De ce s-ar acoperi? Ca să nu se vadă. Cum adică să știe celălalt ce gândești tu? Păi noi avem luxul ăsta
Să ne prezentăm într-un fel și să gândim în alt fel. Pace, frate, Domnul să te binecuvinteze. Dar în minte, Dumnezeu știe ce e. Dar Dumnezeu știe ce e. Dumnezeu ne cunoaște pe deplin. Gândurile, tineri dragi, frați și surori, gândurile care încă n-au fost verbalizate, care n-au fost exprimate prin cuvinte, gândurile le cunoaște Dumnezeu. La câți dintre noi de aici ne e rușine de anumite gânduri care au trecut prin mintea noastră și n-au vrut să vină? Am vrea să se publice. Nu e așa că e un har din partea lui Dumnezeu că El le șterge și nu ne spune la toată lumea. Dacă Dumnezeu știe gândurile, cum să nu știe Dumnezeu ce ți apare pe screen la telefon? Cum să nu știe Dumnezeu că acum tu te joci la telefon? Și un băiat poate comunică cu o fată sau o fată comunică cu un băiat. E foarte simplu. Că discută și la telefon și din priviri. Și dă numai semnal din privire, vezi, uită-te la telefon. E foarte simplu. Pe vremea noastră, dacă vroia cineva să comunice, trebuia să trimită un bilet. Hei, biletul era scris. Dacă îți prindea profesoara biletul, te prindea și de urechi. Ai încurcat-o. Acum trimis text, ce să prinzi? Ce să prinzi? Dumnezeu cunoaște viața și inima noastră pe deplin. Dumnezeu este Cel care cunoaște totul. Guvernul caută să adune informații despre noi. Și ne îngrozim la gândul acesta. Cât de mult? Și ne punem întrebarea, oare cât de mult știe guvernul despre noi? Cât de mult știe? Eu cred că știe mai mult decât știm noi că guvernul știe. Și ei folosesc tehnologia ca să adune informații despre noi. Alții vor să știe lucruri despre noi. Vecinul vrea să știe și și-ar băga nasul în tot business-ul tău. Și ridică ochii peste gard să vadă ce ai în backyard și într-o zi numai te trezești cu cineva. Măi, dar de unde ai venit? Cine? Unul din vecini, dar cine? Nu pot să spun, I'm sorry. Toată lumea e curioasă și vrea să știe, să adune informații. Dumnezeu ne cunoaște pe deplin. El are pe toate. Totul este gol și descoperit. Și n-avem timp ca să intrăm în pasaje din Scriptură și în versete și în exemple în care arată și dovedesc că Dumnezeu cunoaște totul. Apoi, în al doilea rând, El e un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde. De care nu ne putem ascunde. Astea sunt următoarele 6 versete. Nu știu dacă David chiar a vrut să se ascundă sau doar se gândea dacă există vreo posibilitate și vorbea cu Dumnezeu în timp ce gândea. Doamne, dacă aș vrea să mă ascund, Doamne, dacă aș vrea să alerg, aș vrea să fug la marginea mării, ești acolo. Aș vrea, dacă mă ridic în cer, acolo e locul tău. Dar dacă mă duc în locuința morților, Doamne, și acolo ești. Dar mă duc unde e întuneric, Doamne, și nu vede nimeni. Și acolo ești. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde. Vorbeam cu soția referitor la acest pasaj și i-am întrebat și zicea, da, chiar ar fi oameni care se gândesc că se pot ascunde de Dumnezeu? Nu știu dacă sunt oameni care se gândesc că se pot ascunde de Dumnezeu, dar știu că sunt oameni care se gândesc că ar vrea să se ascundă de Dumnezeu. Ar vrea să se ascundă. În noi există dorința aceasta de a ascunde anumite lucruri. Nimeni nu ne cunoaște pe deplin 100%. Nici măcar soțul, nici măcar soția. Nimeni de pe pământ nu te cunoaște pe deplin 100%, numai Dumnezeu. Dumnezeu te știe și mă știe 100%. Soția nu știe toate gândurile care-ți trec prin minte. Bărbate,
Soția nu știe toate gândurile care se trec prin minte. Și bine să nu le știe pe toate. E bine să nu le știe. Și tu să le uiți, să-i rogi Domnului să te scapi de ele. Soțul nu știe. Tineri, părinții, nu știu, nu știu toate gândurile. Și voi vreți să le ascundeți. Treceți prin perioade în care credeți că părinții voștri sunt cei mai răi oameni din lume. Hai, dacă ar fi părinții mei cu tare sau cu tare, asta e nebunia copilăriei. Dacă ar fi părinții mei ca și cu tare sau cu tare. N-ați vrea ca părinții voștri să știe totul despre voi. De aceea aveți și tupeu să închideți ușa, auzi, blochează tânărul ușa, ca și cum era al plătit chirie acolo și ar fi proprietatea lui. O, astea-s lucrurile mele. Ce lucruri ai tu? Dar ce, tu le-ai construit, tu le-ai zidit, tu le-ai cumpărat, pe tine-i titlul de proprietate a casei. Cine? Și încălțiile din picioare ți le-o cumpărat părinții. Și mașina care o conduci, și cafeaua care o beai, și sucul și așa mai departe. Dar tu vrei să ascunzi, this is my, it's my private life. Auzi, diavolul și Hollywood-ul, ce nebunie, ce prostie le-a băgat în cap. Și it's my private life, tu n-ai voie. Copile, tinere, tu nu ai your private life, nu există asta. Părinții au acces la viața ta, dar tu vrei să ascunzi. De ce vrea omul să ascundă? Pentru că e rușine de anumite lucruri pe care n-ar vrea ca alții să le afle. Public vrem toți să arătăm bine, dar în ascuns am vrea să rămân anumite lucruri în ascuns. Păi dacă află alții, dacă știu alții despre viața noastră, despre vorbele noastre. Când stai de vorbă cu angajații, când stai de vorbă cu angajații, dacă e un frate lângă tine, cred că vorbești într-un fel, că te aude fratele din adunare, din biserică, dar dacă nu-i fratele lângă tine, cred că vorbești în alt fel. De ce? Pentru că vrei să te ascunzi. Fiecare dintre noi suntem mai atenți. N-am vrea ca să se știe anumite lucruri care vrem să le păstrăm ascunse. Frați și surori, avem un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde. Nu ne putem ascunde. Oriunde am încercat, orice am încercat. Tinere, când îți închizi ușa la dormitor, închizi ușa, o blochezi. Sau dacă nu o blochezi, aștepți până dorm părinții. Când auzi că sforăie tata, că se aude de la două camere, dincolo, din partea aia alaltă, se aude sforăitul lui tata, când auzi că sforăie tata, zici, acum it's fine. Poate că fugi, poate că ieși pe o altă ușă și dispar din casă. Dispar din casă cu prietenii două, trei ore și vii înapoi și n-a știut nimeni. Nimeni n-a știut. Și ai scăpat. Și zici, mă, Dumnezeu m-a ajutat. Nu te-a ajutat Dumnezeu, diavolul te-a ajutat atunci ca să te prindă. Că de aici începe căderea. De aici începe căderea. Diavolul te-a momit. Așa cum fratele Ionel vorbea despre lipiciul acela, despre glue-ul acela, despre celofanul ăsta care se lipește de orice, numai nu se lipește de ce vrei să se lipească. Inima noastră trebuie să se lipească de Dumnezeu. Dar parcă numai de Dumnezeu nu se poate lipi. Se lipește de orice altceva. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, avem un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde. Nici măcar să nu încercăm. De aceea înaintea Lui trebuie să venim sinceri întotdeauna. Doamne, Tu ne cunoști și nu ne putem ascunde. În al treilea rând, avem un Dumnezeu care cunoaște și începutul și sfârșitul vieții noastre. Despre asta vorbesc următoarele șase versete. De la versetul 13 până la 18. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu mi-ai țesut, m-ai țesut în pântecele mamei mele. Și încheie în versetul 16, 17, cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor. Versetul 16, când nu eram decât un plot fără chip, adică înainte de 3 luni în pântecele mamei, înainte de 3 luni, când nu eram decât un embrion, când nu eram decât câteva celule puse împreună, Dumnezeu ne cunoștea. În cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Adică Dumnezeu e începutul vieții. Dumnezeu e începutul vieții.
De la concepere, acolo e mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în care stă viața. Și de atunci, pe parcursul celor 9 luni, aproximativ, plus minus, în pântecele mamei, au loc câteva minuni pe care știința nu le poate explica și în care oamenii de știință și medicii se pierd. Nu știm cum suntem țesuți în pântecele mamei, dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta, e o minunăție. Dumnezeu a hotărât ca să venim în lumea aceasta, în mod inconștient. N-am știut când ne-am născut, nu știm când ne-am născut. Și nu ne-am născut prin voia noastră, Dumnezeu a luat hotărârea ca să avem viață. Și dacă suntem pe pământ, suntem pentru că Dumnezeu ne-a dat viață. Putem repeta lucrul ăsta în fiecare duminică. De la concepere și până în ultima zi, Dumnezeu e stăpân. El cunoaște fiecare zi. Noi am vrea să le lungim. Nu le putem lungi. Nu le putem lungi. Unii spun, ei, voi dacă mâncați mai sănătos, că acum toți râd de noi și așa au un pic de fan. De când știu că noi mâncăm mai sănătos, mâncăm mai puțină carne și încercăm să mâncăm mai multe vegetale. Ei, dar ce voi o să adăugați la zilele pe care Dumnezeu le-a stabilit? Nu cred că am să adaug nicio zi. Nicio zi. Nicio zi. Dar eu nu vreau nici să le grăbesc. Nici să le grăbesc. Nici să adaug. Dumnezeu e stăpân pe viață și pe moarte. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să am minte. Nu trebuie să fac tot ce depinde de mine ca să protejez viața și sănătatea. Mai departe, e în mâna lui Dumnezeu. Putem veni la casa lui Dumnezeu și să nu mai plecăm de aici. E posibil lucrul acesta. L-am văzut cu ochii noștri. Dumnezeu este stăpân. De la concepere, fete și băieți, tineri și bătrâni, de la concepere și până în ultima zi a vieții, Dumnezeu este stăpân și le cunoaște pe toate. El cunoaște începutul și sfârșitul zilelor noastre. Nimic nu-i la voia întâmplării. Noi zicem, o, dacă ar fi avut grijă, dacă ar fi dat de volan în stânga în loc să dea în dreapta, ar mai fi trăit. Dacă ar fi pus piciorul pe frână la timp, dacă era mai atent în intersecție, dacă nu s-ar fi împiedicat, dacă n-ar fi mers cu bicicleta, dacă ar fi trecut prin altă parte să nu-i cadă piatra aceea care i-a căzut, dacă nu s-ar fi stresat, dacă ar fi mâncat mai sănătos, dacă așa, dacă așa, dacă așa. Fraților, când Dumnezeu a spus stop, e stop. El ne știe din momentul conceperii și până în ultima clipă a vieții noastre. Și El este stăpân. Dar noi nu suntem. Noi nu știm. Nu e așa că ai vrea să știi când mori. Știe cineva de aici când o să moară? Știe cineva de aici? Nu cred. Nu cred. Că dacă ai fi știut, mi-ai spus deja să ne pregătim de înmormântare și cine vrei să-ți predice și pe cine vrei să-i invii și ce cântări să fie. Ai fi vorbit deja cu mine despre slujba de înmormântare și priveghi, dar nu știi. Nu știu. Că așa vrea Dumnezeu, ca să nu știm. Crezi că ar fi mai bine să știi? O, cât m-am luptat cu gândurile astea. Cât m-am luptat cu gândurile astea. Crezi că ar fi bine să știi? Pe de o parte ai zice, mă, dacă mi-ar da Dumnezeu un pic de timp, n-ar fi rău. Ca și la Ezechia. Ce fain a fost, nu? Ce har i-a dat Dumnezeu lui Ezechia. Ezechia, pune-ți casa în rânduială, îți dau un pic de timp. Vorbești cu copiii, adună-i, împarte averea, stabilește testamentul, pune lucrurile la punct, pregătește-te de moarte. Și exact așa a făcut Ezechia, da? Mai țineți minte? Așa au făcut. Nu! Doamne, dar nu vreau! Nu vreau! Dar adu-ți aminte că am fost credincios! Adu-ți aminte de trecutul meu! Doamne,
Nu vreau! Și Dumnezeu a zis, bine, îți mai adaug. Dar tot a murit Ezechia. Și a murit cu un record pătat. Era mai bine dacă murea atunci. Era mai bine dacă nu se ruga. Că tot a murit până la urmă. Și repet, a murit cu un record pătat. Că n-a dus cinste lui Dumnezeu în zile în care a trăit și când Dumnezeu l-a pus la test. N-a făcut ce este bine. Am vrea Dumnezeu să ne dea un timp de pregătire, să vină să spună, mai ai 6 luni. Dar 6 luni e mult, că mori înainte de a trece 6 luni. Te stresezi în fiecare zi și mor după 3 luni, cred că te bagi singur în mormânt. Așa e? 6 luni e mult. Cât ai vrea să-ți dea Dumnezeu? Ia gândește un pic. Cât ai vrea să-ți dea Dumnezeu? O săptămână? Ar fi destul o săptămână. Mă, o săptămână, parcă e prea puțin. Mă, să mai iau o vacanță cu copiii. Să mai am timp să mai fac o faptă bună. Cât ar fi? O lună ar fi destul? 6 luni, un an? Vedeți că ne împotmolim, frate. Vedeți că ne împotmolim. Nu e așa că e bine cum face Dumnezeu, că El e stăpân. Și noi nu suntem numai oameni. Și aici noi trebuie să ne smerim. Să spunem, Doamne, suntem așa de mici. Cine e stăpân pe viață și pe moarte? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Tinere drag, nu te baza pe tinerețea ta. Lunile trecute am îngropat 2 tineri. 2 tineri. Săptămânile trecute, persoane ceva mai în vârstă, dar tinere, în circumstanțe și contexte diferite. Nu te baza nici pe pământ, nici pe viața aceasta, nici pe înțelepciunea ta, nici pe puterea ta, nici pe educația ta. Nu te baza pe nimic de pe pământul acesta, că nu ai nicio garanție pe pământul acesta. Garanția noastră este în Dumnezeu, care nu se schimbă. El e singurul care poate să treacă cu noi prin cele mai grele momente. Noi slujim un Dumnezeu care știe totul, un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde, un Dumnezeu care cunoaște și începutul și sfârșitul vieții noastre și un Dumnezeu care nu ne abandonează. E foarte interesant că în 18 versete avem 3 lecții, 6 versete, 6 versete, 6 versete. Dumnezeu care știe totul, Dumnezeu de care nu ne putem ascunde, Dumnezeu care cunoaște începutul și sfârșitul. Și în al 18-a verset, în ultima propoziție, avem o altă lecție. Parcă izolat, nu-i legat nici de primele versete, nici de ceea ce urmează după aceea. Spune psalmistul, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Adică, Doamne, Tu nu m-ai abandonat. Știți ce spune aici David? Doamne, Tu îmi cunoști gândurile și viața, știi că nu sunt cum ar trebui să fiu. Apoi mai am tendința să mă ascund și nu mă pot ascunde. Apoi mi-aduc aminte de faptul că de la început Tu m-ai întocmit, de la prima celulă, de la concepere și Tu mi-ai scris toate zilele vieții în cartea Ta. După aceste lucruri, parcă ar fi normal să mă abandonez, să mă părăsești. Dar când mă trezesc, Tu tot ești lângă mine. O, ce Dumnezeu bun avem! Ce Dumnezeu îndurător! Ce Dumnezeu plin de har! Când ne trezim dimineața, Dumnezeu e tot cu noi. Când mergem la servici, Domnul e tot cu noi. După o zi în care poate ne e rușine de gândurile sau vorbele pe care le-am rostit, Dumnezeu nu ne abandonează. În urma unei rugăciuni de pocăință, Domnul rămâne tot lângă noi. Câți dintre noi de aici am fi meritat să fim părăsiți de Dumnezeu? Fraților, am fi meritat să fim părăsiți de Dumnezeu. Fie prin acțiunile noastre, gândurile noastre sau vorbele noastre. Dar Dumnezeu a rămas lângă noi. Și poate în clipele în care ne-a fost mai greu, atunci Dumnezeu a fost mai aproape de noi. Și ne-a sprijinit. Iubiți tineri dragi, copii ai fraților, întoarceți-vă cu inima spre Dumnezeu. Dumnezeu nu v-a abandonat. Sunt convins că unii dintre voi
Dacă vă opriți din alergarea voastră, vă e rușine de atitudinea voastră, de vorbele voastre, de faptele voastre, de lucrurile pe care le faceți în ascuns, mai mici sau mai mari. Nu trebuie să fie păcate grave, dar sunt o mulțime de lucruri ascunse. Cum tehnologia vă pune la dispoziție aplicații, apps, în care să ascundeți convorbirile. Vin părinții să se uite la telefonul vostru, nu văd nimic, e curat tot. S-o crezi tu, mamă și tată, că e curat. Nu-i curat, el are niște aplicații acolo unde își ascunde convorbirile. Și tu habar n-ai unde să te uiți. Te-ai uitat la telefon, wow, totul e nice, e fain. Numai cu băieți de treabă, cu fete de treabă discută. N-are nicio convorbire ciudată. N-are nicio convorbire că nu știi. Pentru că copilul ascunde, asta e tehnologia. Să descoperă în fiecare zi, în fiecare săptămână tehnologii noi prin care să ajutați oamenii ca să-și ascundă păcatele și fără de legile și lucrurile de care le e rușine. Am auzit că sunt locuri, ori website sau programe, nu m-am interesat, dar am auzit pe undeva trebuia să mă interesez mai mult ca să fiu mai bine documentat, că îmi place să fac lucrul acesta, dar e un domeniu de care mi scârbă. S-au inventat programe sau apps în care bărbatul poate să-și înșele nevasta fără ca nevasta să-l prindă. Să comunice și după ce comunică să se șteargă tot. Sau... te miri și nu-ți vine să crezi și rămâi înmărmurit când auzi ce trece prin mintea oamenilor ca să inventeze. Cum să-ți înșeli nevasta? Cum să-ți înșeli bărbatul? Cum să-ți păcălești părinții? Și te ajută, tehnologia te ajută să nu fii prins. Să nu rămână urme. Sunt lucruri de care la mulți poate să ne fie rușine. De la gând, vorbe, fapte, lucruri făcute în ascuns. Dar Dumnezeu le cunoaște. Și în seara aceasta îți dă o șansă, și ție și mie. Nu crezi că ar fi momentul, ar fi cazul în care să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, dar n-am să mai fac. Aruncă la gunoi ce-i rău, scoate-ți de pe telefon ce-i rău, scoate-ți de pe iPad ce-i rău, scoate-ți din dormitor ce-i rău, delete the music, the ugly music, the bad music, the evil music, delete it, șterge-o unde îi, nu știu unde ai ascuns-o. Că acum nu mai e CD-uri, nu mai trebuie CD-uri. Acum totul într-un buzunar, așa, într-un inch pătrat, poți să pui acolo mii de kilobytes. Unde ai ascuns ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu? Aruncă, scapă-te de lucrul respectiv și cere-ți iertare. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea putere, să te oprești. Că te duce spre moarte. Mai bei câte un pahar și nu vrei să știe nimeni. Îți aduc aminte în seara asta că e păcat. Nu te juca cu alcoolul, nu te juca cu tutunul, nu te juca cu marioana, nu te juca cu drogurile. Nu te lăsa păcălit de cel rău, că așa te prinde diavolul. Așa te minte diavolul. Așa te înșeală diavolul. Nu lăsa lucrurile ascunse să te nenorocească. Leapădă-te de ele. Orice ar fi, oricare ar fi, tu le știi. Tu știi, nu trebuie altcineva să-ți explice. Nu trebuie să te arate cu degetul. N-ai nevoie ca să vină un proroc și să spună: așa vorbește Domnul, suflete, și să te dea pe față. N-ai nevoie. Pe unii așa i-o păcălit diavolul. Iertați-mă, n-am avut de gând să spun lucrul ăsta, dar cred că e de la Dumnezeu. Pe unii așa i-o păcălit diavolul, ascultați-mă. Ei zic așa: dacă e păcat ce fac, să-mi vorbească Duhul Sfânt, să vin un proroc și să-mi spună că e păcat. Tu crezi că te joci cu Dumnezeu? Adică în fiecare duminică ți se predică cuvântul de aici. Adică Dumnezeu îți dă cuvântul Lui. Și tu zici: dacă e păcat, dacă e păcat să trimită Dumnezeu un proroc.
Și când o să ajungi în iad, ce o să zici? Când o să ajungi în iad, ce o să zici? Păi, Doamne, dacă n-ai trimis un proroc, dar cum? Tu n-ai știut? Tu n-ai știut, tu ispitești pe Dumnezeu. Asta înseamnă a căuta, a vrea, a intenționa să-L ispitești pe Dumnezeu. Nu că Dumnezeu să lasă să fie ispitit. El nu poate să fie ispitit. Dar tu intenționezi să faci lucrul ăsta. Unii care trăiesc în păcat zic că nu mă opresc până nu mă oprește Duhul Sfânt. Păi Duhul Sfânt te oprește în seara asta. Duhul Sfânt te spune în seara asta. Tu știi ce faci și nu-i după voia lui Dumnezeu. Orice lucru de care te condamnă Scriptura e păcat, oprește-te. Orice program pe care îl folosești, orice canal pe unde te duci, orice murdărie cu care lași mintea să-ți fie murdărită, e păcat, oprește-te. Nu aștepta alte semnale. Ce vrei să vină? Un necaz, un accident? Vrei să ajungi la spital? Sau auzi să vină un proroc neapărat să trimită Dumnezeu un proroc la tine ca să spună că e păcat ceea ce tu știi că este păcat? Și Dumnezeu nu o să facă lucrul ăsta. Șansele sunt minime că o să facă. Dacă îl face Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar nu aștepta. Asta e șopta diavolului. Tu acum seara trebuie să te pocăiești. Acum seara trebuie să te oprești. Dumnezeu a îngăduit să trecem prin suferință, să trecem prin câteva săptămâni. Chiar dacă au fost fierbinți din punct de vedere spiritual, au fost și grele, ca o povară pentru suflet, în care am simțit unii cu alții la durere. Poate că inima ta e deschisă. Nu pleca în seara asta de aici cu lucruri ascunse, fără să te lapezi de ele, fără să promiți Domnului: Doamne, Tu mă cunoști, ajută-mă să mă scap de ele. Nu mai vreau să mint părinții. De ce-ți minți părinții în continuu? De ce tot le spui minciuni? Și pe când au trecut câteva zile și câștig un pic de încredere părintele în tine, iar îl minți și iară te prinde și iar îl minți. De ce minți părinții? De ce păstrezi lucruri ascunse? De ce te uiți la ce nu trebuie să te uiți? De ce te ocupi de lucruri de care nu trebuie să te ocupi? De ce-ți permiți lucruri pe care nu trebuie să le permiți? Oprește-te în seara asta, că Dumnezeu e bun. În final, Dumnezeu nu abandonează. Dumnezeu nu își întoarce spatele. Dumnezeu nu spune: pleacă de la mine dacă vii cu pocăință. Dumnezeu își deschide brațele. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Haideți să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Eu cred că e o vreme de cercetare, eu cred că e o vreme de har. Eu cred că e o vreme în care Dumnezeu vrea să se îndure de sufletele noastre, de copiii noștri, de familiile noastre. Și eu cred că e o vreme în care Dumnezeu așteaptă mai multă pocăință de la noi, fraților. Dumnezeu așteaptă mai multă pocăință de la noi. Așteaptă să luăm viața mai în serios. Viața nu e o distracție, viața e o slujire. Viața nu e o petrecere. Viața poate să fie presărată cu necazuri și încercări. Dar în această viață ne cunoaște Dumnezeu, ne vede Dumnezeu și nu ne părăsește Dumnezeu. Dumnezeu are milă de noi. Haideți să implorăm bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu în seara aceasta.